Echipa de handbal HCM Roman și-a bucurat și de această dată fanii reușind să iasă învingătoare din partida cu Reșița. Meciul a avut loc duminică 23 ianuarie de la ora 11 la sala polivalentă și a constituit un spectacol agreabil pentru toți suporterii care au înfruntat frigul și ninsoarea. Chiar dacă la începutul partidei vizitatoarele din Reșița au marcat în forță, meciul s-a terminat cu scorul de 33-22 în favoarea romașcancelor. Victoria handbalistelor din Roma le-a lăsat cel puțin deocamdată pe fetele de la Reșița tot pe ultimul loc al clasamentului, în timp ce fetele noastre sunt pe locul 8 cu 14 puncte. Între timp, sportivele se antrenează de zor și asta pentru că urmează să întâlnească pe 30 ianuarie, tot pe teren propriu, formația Jolidon Cluj.